Dragi prieteni, vă salut și vă spun bun găsit! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vorbim despre chipurile pentru creier ale lui Elon Musk și planurile de viitor ale oamenilor de știință. Oamenii ar putea fi, în parte, roboți fără vârstă cu creiere descărcabile. Bărbații și femeile născuți în jurul anului 2100 ar putea trăi într-o lume foarte diferită de a noastră, deoarece oamenii ar putea fi conectați în totalitate la internet și interconectați cu inteligența artificială. În următorii 100 de ani, oamenii ar putea fi creaturi parte mașină, parte carne, cu chipuri cerebrale și membre și organe bionice, într-o viziune a cyborgilor descriși cândva de Elon Musk. Telefoanele mobile nu vor mai fi necesare, deoarece tot ceea ce face acum omul cu smartphone-ul se va face cu ajutorul unui chip implantat în creier. Cu un simplu gând, ai putea să găsești un răspuns pe Google, să trimiți un mesaj prin WhatsApp sau chiar să-ți controlezi drona personală pentru a face comisioane în locul tău. Filmele SF ne-au familiarizat cu un concept. Omul poate explora universul și poate vindeca bolile care ne afectează în prezent. Realitatea începe să prindă din urmă idee. În acest context, mogulul tehnologic Elon Musk a anunțat la începutul acestei luni că chipul său cerebral Neuralink va fi gata în curând pentru teste pe oameni. El speră că chipul cerebral va permite orbilor să vadă și paralizaților să meargă. Chipul este conceput pentru a transmite semnale neuronale către dispozitive precum un computer sau un telefon. Elon Musk visează ca într-o zi oamenii să poată controla funcțiile computerului doar folosindu-și mintea prin intermediul Neuralink. În imaginile difuzate de companie au fost deja văzute maimuțe jucând jocuri video cu ajutorul minții. Elon Musk a descris anterior faptul că oamenii sunt deja cyborgi, datorită legăturii strânse pe care o avem cu tehnologia noastră. Marele anunț a fost făcut de Elon Musk pe 1 decembrie, când a spus că testele pe oameni cu chipul cerebral Neuralink încep în 6 luni. Scopul este de a permite persoanelor cu paralizie să-și recapete abilitățile motorii, a mai spus acesta. Elon Musk a declarat că se așteaptă ca testele clinice pe oameni cu un chip cerebral wireless dezvoltat de compania sa Neuralink să înceapă cel târziu în vara anului viitor, după ce compania nu a respectat termenele anterioare stabilite de el, potrivit Reuters. Compania dezvoltă interfețe cu chipuri cerebrale despre care spune că i-ar putea ajuta pe pacienții cu dizabilități să se miște și să comunice din nou, Musk adăugând că va viza și restabilirea vederii. Cu sediul în San Francisco și Austin, Texas, Neuralink a efectuat în ultimii ani teste pe animale. În timp ce solicita aprobarea din partea Administrației Americane pentru Alimente și Medicamente, FDA, pentru a începe testele clinice pe oameni. Mă aștept ca primul chip Neuralink să fie testat pe un om în termen de 6 luni. Este noul proiect ambițios al antreprenorului vizionar Elon Musk. Oricât de miraculos ar părea, a continuat Musk în aplauzele celor care au venit să ia parte la prezentarea de la Fremont, California, ce a avut loc pe 1 decembrie, plănuim să redăm funcționarea deplină a organismului celor cu măduva spinării rupte. În cadrul evenimentului, Elon Musk a prezentat alte două produse pe lângă interfața creier-calculator. Implantul care poate intra în măduva spinării și poate restabili mișcarea la cineva care suferă de paralizie, și altul destinat îmbunătățirii și restabilirii vederii. Pentru a reuși în acest demers, primul pas al Neuralink va fi introducerea implantului cerebral de computer de mărimea unei monede în pacienții umani în termen de 6 luni. Elon Musk însuși a anunțat că discuțiile în curs dintre Neuralink și Food and Drug Administration au decurs destul de bine. Vrem să fim extrem de atenți și siguri că va funcționa bine înainte de a pune un dispozitiv la om, a declarat Musk în timpul unei mult așteptate actualizări publice privind dispozitivul. Vorbind în fața unei mulțimi de invitați selectați în cadrul unei prezentări de la sediul Neuralink, care a durat aproape 3 ore, Musk a subliniat viteza cu care compania își dezvoltă dispozitivul. Primele două aplicații umane vizate de dispozitivul Neuralink vor fi restaurarea vederii și mișcarea mușchilor pentru persoanele care nu pot face acest lucru, a declarat Musk.
chiar dacă cineva nu a avut niciodată vedere, ca și cum s-ar fi născut orb, noi credem că putem restabili vederea, pentru că partea vizuală a cortexului este încă acolo, a afirmat miliardarul. Ultima prezentare publică a Neuralink, în urmă cu mai bine de un an, a implicat o maimuță cu un chip cerebral care a jucat un joc pe calculator gândind singură. Elon Musk dorește să dezvolte un chip care să permită creierului să controleze dispozitive electronice complexe și în cele din urmă să permită persoanelor paralizate să își recupereze funcțiile motorii și să trateze boli ale creierului precum Parkinson, demență sau Alzheimer. Musk vorbește de asemenea despre îmbinarea creierului cu inteligența artificială. Cu toate acestea, Neuralink este în întârziere. Musk a declarat într-o prezentare din 2019 că își propune să primească aprobarea de reglementare până la sfârșitul anului 2020. Apoi, la o conferință de la sfârșitul anului 2021, a spus că speră să înceapă testele pe oameni în acest an. Neuralink a ratat în mod repetat termenele interne pentru a obține aprobarea FDA pentru a începe testele pe oameni, au declarat foști și actualii angajați. Elon Musk a abordat compania concurentă Synchron la începutul acestui an cu privire la o potențială investiție, după ce și-a exprimat frustrarea față de angajații Neuralink și progresul lent al acestora, a relatat Reuters în luna august. Synchron a depășit o etapă importantă în iulie prin implantarea dispozitivului său la un pacient în Statele Unite pentru prima dată. A primit autorizația de reglementare din Statele Unite ale Americii pentru studii pe oameni în 2021 și a finalizat studii pe 4 persoane în Australia. Înființată în 2016, compania Neuralink a efectuat până acum doar teste pe animale. Cel mai recent a fost prezentat publicului în urmă cu peste un an, o maimuță capabilă, datorită unui implant cerebral, să joace singură un joc video. Este un dispozitiv cu fire și electrozi, cam de mărimea unei monede, care poate fi implantat în corpul uman și citește undele cerebrale, care sunt apoi interpretate și traduse de un dispozitiv extern. Neuralink, cu sediul în San Francisco și Austin, Texas, s-a concentrat încă de la înființare să permită persoanelor cu paralizie să-și recapete abilitățile motorii, dar și pe boli degenerative ale creierului, cum ar fi Parkinson și Alzheimer. Acum însă Neuralink al lui Elon Musk se confruntă cu o anchetă federală și cu reacții extrem de negative ale angajaților în legătură cu testele pe animale, care au provocat moartea a 1500 de oi, porci și maimuțe în experimentele cu chipuri implantate în creier. Neuralink, o companie de dispozitive medicale, se află sub investigație federală pentru potențiale încălcări ale bunăstării animalelor, pe fondul plângerilor interne ale personalului, potrivit cărora testele pe animale sunt grăbite, provocând suferințe și decese inutile, potrivit unor documente analizate de Reuters și unor surse familiare cu investigația și operațiunile companiei. Neuralink Corp dezvoltă un implant cerebral care speră să ajute persoanele paralizate să meargă din nou și să vindece alte afecțiuni neurologice. Elon Musk declarând că chipul cerebral fără fir dezvoltat de Neuralink ar putea începe testele clinice pe oameni în 6 luni, însă ritmul alert de cercetare al companiei costă viețile animalelor. Din 2018, compania a ucis aproximativ 1500 de animale, inclusiv peste 280 de oi, porci și maimuțe. Ancheta federală, care nu a fost raportată anterior, a fost deschisă în ultimele luni de către inspectorul general al Departamentului pentru Agricultură al SUA, la cererea unui procuror federal, potrivit a 2 surse care au cunoștință despre această anchetă. Ancheta, a declarat una dintre surse, se concentrează pe încălcări ale legii privind bunăstarea animalelor, care reglementează modul în care cercetătorii tratează și testează pe animale. Angajații sunt din ce în ce mai nemulțumiți de testele pe animale efectuate de Neuralink, plângându-se de presiunea exercitată de directorul general Elon Musk pentru a accelera procedurile, ceea ce a dus la experimente greșite, potrivit unei analize efectuate de Reuters, pe zeci de documente ale Neuralink
și interviuri cu peste 20 de angajați actuali și foști. Testele greșite au trebuit să fie repetate, ceea ce a dus la creșterea numărului de animale testate și ucise, spun angajații. Dar chiar și așa, Elon Musk nu renunță și nu este singurul care a prezis că îmbătrânirea ar putea fi aproape complet eliminată. Și alți oameni de știință și futuriști spun că unii oameni ar putea alege să-și amputeze membrele și să le înlocuiască cu proteze robotice mai puternice. Este din ce în ce mai evident că augmentarea umană nu mai este doar o teorie. Treptat se întâmplă și în următoarele două decenii o vom vedea cu adevărat în dezvoltare. Futuristul și transumanistul Zoltán István vorbește despre acest scenariu cu lejeritatea unui om care pare că a văzut viitorul și vrea să ajungem mai repede acolo. Zoltán István, care a candidat de două ori la președinția Statelor Unite, a descris pentru The Sun Online viziunea sa asupra viitorului, spunând că este imperativ ca oamenii să fuzioneze cu inteligența artificială. István a mai spus că editarea genelor, cum ar fi bebelușii de design, sau îmbinarea genelor pentru a ne îmbunătăți sănătatea, este una dintre cele mai interesante evoluții la orizont. El a făcut apel la guvern să ușureze birocrația reglementărilor pentru a permite mai multe inovații care ar putea salva și îmbunătăți milioane de vieți. Oamenii pot spune că nu vor pune niciodată ceva în corpul lor, dar așteptați până când vecinul lor o va face, iar acel vecin va deveni apoi un angajat mai căutat, a declarat István pentru The Sun Online. Când începe transformarea în cyborgi? Zoltán István crede că e posibil ca oamenii să ne îmbunătățim în următorul deceniu, dar schimbările mai serioase le vom vedea cu adevărat în 20 de ani. Atunci vom vedea îmbunătățiri cu adevărat radicale. Decesele cauzate de afecțiuni cardiace sunt una dintre principalele probleme. Astfel, are sens să încercăm să înlocuim inima biologică de acum cu una artificială. Aceasta e cu siguranță o măsură incredibilă de augmentare umană. În 10 ani vei începe să auzi despre așa ceva. Vor fi o mulțime de experimente, o mulțime de teste, iar în spațiul public nu vei afla foarte multe detalii despre ele. Va fi în atenția tuturor când vom vorbi despre cum umanitatea este pregătită pentru era cyborgilor, a declarat Zoltán István. Când ne raportăm la stratificările sociale în prezent, fie că vorbim de condiția economică, fie că e cea religioasă sau altele similare, e destul de dificil să vorbești despre viitor cu cineva care are multe greutăți în prezent, fie că n-are bani de mâncare, fie că e în șomaj. Aceasta va fi cea mai mare provocare, a continuat István. Putem spune despre cineva că n-are suficienți bani, că nu trăiește o viață bună. Dar dacă facem o comparație cu ce se întâmpla în urmă cu 100 de ani, când oamenii puteau muri de la o gripă, de la o infecție minoră, trăim cu adevărat mai bine acum. Cei mai mulți oameni au acces la electricitate, apă potabilă sau diverse tipuri de asistență medicală. Lumea e mai bună chiar și cu toate problemele pe care încă nu le-a rezolvat, a mai declarat István. Din punctul de vedere al acestuia, știința și tehnologia sunt cele două domenii care au influențat foarte mult condiția. Avem, de exemplu, vaccin pentru poliomielită, avem mașini. Astfel, când vorbește despre transumanism, István le explică oamenilor că, într-adevăr, poate că viața de acum nu pare foarte bună, dar se va îmbunătăți prin știință, fie că oamenii vor să permită așa ceva, fie că nu. Trebuie să le permitem inovatorilor, oamenilor care au aceste idei grozave, de a avansa, să facă asta în ciuda inegalității și dificultăților din societate, indiferent dacă pare corect sau nu, deoarece, pe termen lung, tehnologia transumanistă va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai pentru toți oamenii, a spus István. În cazul chestiunii religioase, oamenii cu credințe puternice au teama că cercetătorii se joacă de-a Dumnezeu. Dar și în privința asta, Zoltán István are un argument. Dacă tu crezi în Dumnezeu, de ce să nu crezi că Dumnezeu ne-a dat această tehnologie pentru a ne îmbunătăți condiția umană, astfel încât să facem mai bine lucrarea Domnului pe pământ? Dacă eradicăm boli, dacă ajutăm persoanele cu dizabilități, dacă oprim războaie, poate totul face parte din planul lui Dumnezeu,
a spus Ișvan. Dar viață veșnică va fi pentru cele 8 miliarde de persoane sau doar pentru cei bogați? Ișvan crede că tehnica de augmentare a ființei și transumanismul vor fi pentru toată lumea. Social media, de exemplu, cu bune și rele, e un mediu de test foarte bun pentru a vedea cum sunt integrate aceste tehnologii de către oameni. Toți avem acces la platforme de social media. Poate că aruncă lumea în haos, dar avem cu toții acces. Și în viitor, oamenii vor avea acces la tehnologiile de augmentare. Are sens și din punct de vedere economic. Guvernele vor vrea cetățenii mai puternici, mai sănătoși, mai eficienți, care pot trăi vieți mai bune, a declarat Ișvan. Este și un punct de vedere care trebuie menționat, a continuat acesta. Augmentarea de tipul acesta nu-i despre a te face neapărat mai bun, ci mai sănătos. Oamenii vor trăi mai mult, vor avea mai puține boli, iar asta reduce stresul de pe sistemul medical. Iată o altă direcție bună și pentru guverne. De aceea, cred că această augmentare nu este doar pentru bogați, ci pentru grupuri selecte. Bogații posibil vor avea acces primii la așa ceva, dar pe termen lung, consider că întreaga umanitate va avea acces la tehnologie transumanistă, a spus Ișvan. De asemenea, acesta crede că oamenii ar trebui să aibă libertatea de a alege dacă vor să-și augmenteze ființa sau nu, atâta timp cât augmentarea nu dăunează altor persoane. Aceasta ar fi o regulă de aur, doar că este mai ușor de spus decât de înfăptuit, consideră acesta. În contextul în care sunt deja în derulare experimente, guvernele vor trebui să se adapteze și să seteze reguli împreună cu grupuri considerabile de cercetători și academicieni și gânditori care pot oferi o abordare comună, consideră Zoltan Ișvan. Acesta a mai declarat că ar fi 50% cyborg, deoarece corpul biologic este fragil. Suntem destinați să murim, inima noastră poate funcționa doar un anumit interval de timp, dar una sintetică poate fi folosită la nesfârșit. Când se defectează, o înlocuim cu una nouă. Scopul e să ieșim din corpul biologic și să trăim într-un nou tip de entitate. Totodată asta ne-ar ajuta să explorăm alte planete. Consider că transumanismul nu este despre a trăi pe Pământ, ci de a explora Universul. Suntem pe una dintre miliardele de planete care ar merita explorate. Nemai fi independenți de corpul biologic, am putea ajunge într-o mulțime de alte sisteme solare. Direcția asta, similară cu Universul din Star Trek, este cea la care se uită cei mai mulți transumaniști pentru următorii 50-100 de ani și, cu siguranță, în 500 de ani, a încheiat Zoltan Ișvan. Prieteni, voi ce părere aveți despre toate acestea? Aștept cu nerăbdare opiniile voastre. Până atunci, vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Să ne reauzim cu bine, dragii mei, pe curând!